Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Se împlinesc 105 ani de la unirea Basarabiei cu România și e oportun să discutăm pe îndelete despre cooperarea moldo-română și viitorul Republicii Moldova și pentru a avea o discuție interesantă, l-am invitat în studioul Vocii Basarabiei pe domnul Alecu Reniță. Domnul Alecu Reniță a fost deputat în parlamentele din 1990-1994, 1998-2001, semnatar al Declarației de Independență. Este fondatorul și directorul Revistei Naționale în Natura de peste 20 de ani, președinte al Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, cavaler al Ordinului de Onoare și cavaler al Ordinului Republicii. Am zis corect, domnule Reniță? Da. Bine ați revenit la Vocea Basarabiei și să ne spuneți dumneavoastră ce credeți despre relația dintre Chișinău și București. Cum este și cum mai poate fi? Ținând cont de ceea ce a fost și ceea ce avem în prezent, clar că relațiile s-au îmbunătățit considerabil. Noi am trecut prin multe cumpene, mă refer la relațiile moldo-române de-a lungul timpului, fiindcă de la Chișinău, din păcate, totdeauna s-a dus o politică fie duplicitară, fie o politică împotriva României. Mă refer la conducerile care au fost de-a lungul timpului. Ne amintim că în 2009, în genere, au fost expulzări și alte lucruri foarte urâte care s-au întâmplat. Și... Dar indiferent de ceea ce s-a întâmplat, Bucureștiul a spus că a sprijinit, sprijină și va sprijini, mai ales nu cei care sunt la guvernare, dar cetățenii acestui stat. Exact, fiindcă vă amintiți foarte multe declarații urâte a făcut și Dodon în perioada cât a fost șeful statului. Dar cred că această atitudine clară a statului român, dar mai ales a poporului român față de cetățenii Republicii Moldova, față de românii din stânga Prutului, a fost una clară și permanentă că noi o să-i ajutăm, chiar dacă ei o să, cum zic, uneori prin conducătorii lor au anumite, hai zic eu, replici nepotrivite. De aceea, cred că această guvernare, și în primul rând mă refer la șeful statului, atitudinea binevoitoare pe care o au și europenii, și Bucureștiul față de această deschidere mare pe care o au față de Maia Sandu, în primul rând, dar și de tot ceea ce ar însemna Republica Moldova pe partea ei de integrare în spațiul Uniunii Europene. Deci este una care vorbește de foarte mare înțelepciune pe care o au europenii, pe care o au americanii, pe care o au românii, înțelegând că aici a fost un spațiu închis, aici a fost un spațiu izolat, aici a fost lume care permanent a fost înșelată de propagandă, de ideologie. Și în contextul ăsta cred că vedem atâta toleranță, atâta înțelegere și de câte ori chiar noi am dat într-un fel cu tifla în ajutoare, am văzut că aceste ajutoare din partea României, în primul rând Uniunii Europene și Statelor Unite, ele nu au încetat să vină în Republica Moldova. Am să citesc din ceea ce spun astăzi dirigătorii Republicii Moldova, speakerul Parlamentului, domnul Igor Grosu. Zilele acestea ne bucurăm de o atenție deosebită din partea colegilor din România. Șirul vizitelor importante a fost deschis de către premierul României, Nicolae Ciucă. Am profitat de ocazie și am mulțumit în numele cetățenilor pentru sprijinul necondiționat. Acest șir de întrevederi importante demonstrează concret sprijinul pe care îl are Republica Moldova în România și din România și arată încă o dată că nu suntem singuri în parcursul nostru european, spune Igor Grosu. Maia Sandu spune și ea că România ne-a fost alături ori de câte ori a fost nevoie și rămâne principalul partener economic al Republicii Moldova. De asemenea și Dorin Recean, actualul premier, spune că această cooperare dintre Chișinău și București este una bună, exemplară și că mai sunt rezerve nevalorificate și că urmează să fie puse în aplicare o sumedenie de proiecte care ar duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor din Republica Moldova. E suficient să ne limităm la aceste declarații?
Nu, nu. Acestea sunt niște linii directoare, într-un fel, adică care arată că tot ceea ce reprezintă autoritățile din Republica Moldova, adică instituțiile de bază, șeful statului, a Parlamentului și a Guvernului, au o apropiere foarte importantă față de România și cred că aceste declarații arată că ceea ce a fost în trecut a fost un lucru mai puțin bun când aceste instituții au neglijat ajutoarele. Nu vreau acum să mai amintesc de cazul antologic de sub pod și așa mai departe, dar de astea au fost multe. Dacă... Și acum aceste instituții au deschiderea civilizată, că în fond când cineva te ajută, trebuie să ai bunul simț, să mulțumești, să fii recunoscător și să înțelegi că omul ceala nu vine să-ți bage mâna în buzunar, să-ți iei poate leuțul ceala care l-ai, dar el vine să te pună în rând cu lumea. Da, astăzi, credeți că există în societatea Republicii Moldova o idee clară ce înseamnă sprijinul pe care îl oferă România Republicii Moldova? Nu cred, fiindcă arată și sondajele, dacă ne uităm, dar arată, am văzut mai multe emisiuni interesante unde reporterii se duceau direct în mijlocul oamenilor de rând și acolo, de fapt, auzi ce zice unul, ce zice altul și deocamdată opiniile sunt împărțite. Adică nu este o dominantă prin care omul simplu își dă seama și înțelege că, da, noi acum beneficiem ca niciodată de un ajutor. Și mai ales această propagandă murdară, urâtă, pe care o fac ăștia care îmblă și strigă, aduceți toți facturile și o să le achite acum Maia Sandu. Asta e o chestie foarte urâtă, fiindcă nicăieri pe planetă nu există ca statul să-ți achite ție integral facturile. Numai dacă ești calic acolo, poate să te ajute, să-ți dă o mână de ajutor. Dar a educa populația în halul ăsta, fiindcă asta e o chestie cu bătaie lungă, fiindcă mâine poi mâine și trântorii care nu lucrează nimic o să ceară să le se facă tot confortul ca să poată să beneficieze de toate bunurile fără să muncească. Noi avem o problemă extraordinar de importantă ca să nu pierdem această relație veche moldovenească, românească de culta față de muncă. Deci strămoșii noștri au muncit, bunicii noștri pe care i-am prins în viață au muncit, părinții noștri au muncit până, cum să zic, tot au făcut, deci era un cult față de muncă și ei se străduiau ca și copiii lor să înțeleagă că ei pot trăi normal, civilizat și bine, muncind, dar nu din contul altora. Ceea ce se întâmplă în piață, să educă un spirit de ăsta, nu că să muncești, dar să vină cineva să-ți dăie pe degeaba, iar tu până la urmă știi să încurci la cei care muncesc. Pentru că lucrul ăsta este foarte grav, eu vreau să zic. De aceea propaganda asta trebuie curmată, trebuie de adus în prim plan munca, trebuie de adus în prim plan atitudinea cetățeanului și dacă guvernarea greșește, da, trebuie de făcut proteste și de spus foarte clar, aici ați greșit, renunțați la chestia asta, ascultați vocea noastră. Dar când s-a acoperit într-o situație foarte complicată, cum a fost, noi avem, mulți nici nu conștientizează ce avem noi în coastă, ce înseamnă acest război. Noi parcă războiul s-ar produce undeva pe Noua Zeelandă sau nu știu la ce depărtări, înțelegi? Și atunci faptul că într-o asemenea situație s-a repezit și România și Uniunea Europeană și Statele Unite și ne-au acoperit o parte din aceste mari, mari cheltuieli pe care într-adevăr cetățeanul nu le putea, noi trebuie să le prețuim, trebuie să avem o leacă de înțelegere a unei situații concrete, că aici e război și dacă nu se oprea
la Kiev era să stăi acum pe Prut tot ceea ce vedem noi în, în Donetsk, în Lugansk și în toată zona Herson și așa mai departe. Dumneavoastră, am reținut ultima declarație pe care o făcea liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, la Bruxelles, și el zicea că și România și țările Uniunii Europene și în general toți partenerii occidentali vor sprijini Republica Moldova să nu se ajungă la o destabilizare a situației, destabilizarea Republicii Moldova. Dar în ce ar consta acest sprijin? Păi, cred că sprijinul este mult mai complex, fiindcă noi trebuie să înțelegem că acest cutremur social care se produce și ceea ce vedem noi pe Ștefan cel Mare cu Tauber, care are așa mare grijă de popor, în ghilimele această bătaie de joc intitulată Mișcarea pentru Popor și așa mai departe, noi trebuie să vedem dedesubturile, rădăcinile. Deci aici există în Republica Moldova, așa au spus, i-am auzit și asta o fac foarte bine. Mă refer în primul rând ce am auzit recent de la șeful Parlamentului, președintele Parlamentului, care a zis că Republica Moldova este plină de aceste rețele de spioni care Federația Rusă i-a montat de-a lungul timpului în instituțiile de stat. Noi trebuie să vedem că dincolo de, de aceste rețele, ele în instituții, ele decid, ele promovează politici. Noi de ce 30 de ani stăm într-un fel și batem pasul pe loc? Fiindcă noi am fost legați de picior. Și nu e vorba de că eu aiureală de Transnistria, nu. Deci nouă ni s-a impus modelul de stat, un model rusesc, un model mafiot, un model unde omul nu are nicio valoare, legea nu are nicio valoare, deci are valoare, deci cel de la putere, cel care e mafiot, care e milionar, care e oligarh, deci acest model este total incompatibil cu ceea ce înseamnă, hai să zic eu, Uniunea Europeană, unei legea. De atâta ei când zic că noi o să ajutăm, vedeți că apare la suprafață, aproape nimeni nu a știut, de planul Federației Ruse pentru Republica Moldova 2021-2030. Deci în 2030 ați văzut că era spus clar că Moldova este practic completamente băgată în acest spațiu care ei îl numesc lumea rusă. Și acest lucru e foarte important. Eu cred că ei când vorbesc, fiindcă nu trebuie să neglijăm. Statele Unite cred că sunt foarte bine informate, dincolo de partea de suprafață, ce reprezintă instituțiile statului moldovenesc. Care sunt rețelele și așa mai departe, care blochează. Nu mai zic că mass media, cum este tot holdingul acela care îl menținea până mai ieri Dodon cu Plahătniuc și așa mai departe, era un holding tipic propagandistic care otrăvea populația. Despre spioni, trădători, a vorbit aici la Vocea Basarabiei deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Andrean Cheptonar, care este membru al Comisiei pentru Securitatea Statului, dar vreau să-l mai citesc din Klaus Iohannis, președintele României. Moldova va primi un ajutor suplimentar consistent, un sprijin din partea Uniunii Europene și acest lucru credem că este foarte important pentru Republica Moldova, dar și pentru noi și toată Europa, pentru că este inadmisibil să lăsăm Republica Moldova pradă unor dezinformări, atacuri hibride și a unor amenințări verbale din partea Federației Rusie. Acest lucru nu poate să rămână așa cum este. Exact. În 2018, dacă nu mă înșel, noi am încercat un grup de deputați din primul parlament cu niște oameni să organizăm o conferință internațională aici la Chișinău legată de războiul hibrid. Trebuie să vă spun că războiul hibrid aproape deloc nu este înțeles de oameni care ar trebui să înțeleagă foarte clar, să-i pună pe gânduri. Și noi când am venit cu acest model... Dar explicați-mi așa, ce înseamnă război hibrid? Da, deci noi, atunci l-am invitat pe un cel mai bun specialist, cred, din Ucraina, în 2018, Evgenie Magda. El a scris o carte, Războiul hibrid, lecții pentru Europa, în engleză, este și în rusă. Și acest război hibrid este legat de alte activități diversioniste care ruinează, distrug un stat, o societate, pe alte căi decât militare. Deci noi am fost, practic, este un fel de invazie sau agresiune pașnică pe care noi nu o vedem și atunci se intră, de exemplu, în economie.
Cum adică război hibrid în economie? Păi dacă ne-ți pune embargouri, tu ai crescut roada în Republica Moldova și ai contracte și trebuie să duci mierele în Federația Rusă și acolo ți le calc cu buldozerul. Vinurile, toate astea, ele, cum să zic, îți clatină cetățeanul tău, fiindcă cetățeanul tău care a muncit tot anul, care a strâns roadă și care vrea să-și acumuleze bani pentru familie, copii și așa mai departe, el a rămas dezgolit. Eu am dat numai un singur segment economie, nu mai zic de un segment absolut care ar însemna instituțiile statului. Eu vreau să vă spun chiar din experiența mea parlamentară. Noi încă am avut noroc într-un fel în primul parlament, în celălalt nu am avut norocul ăsta, că cei care erau ofițeri a KGB-ului erau aleși legal și noi îl știam. Nu îi numesc acum cine erau ofițeri a KGB-ului. Erau ședințe, noi comunicam, dar el era... hai să zic eu, deputat la suprafață. Nu era un demnitar care noi nu-l cunoaștem. De aceea cunosc mai multe, hai să zic eu, relatări de astea subterane, unde se spunea că dacă ajunge dosarul, pe, de exemplu, pe ideea, noi am încercat în 1999, ca să ajungem la Helsinki și să punem Republica Moldova ca stat candidat, sau atunci era chestia de observator în Uniunea Europeană, fiindcă nu era nici România, nici Bulgaria, nici statele baltice în perioada aceea. Asta a fost în 1998. 99, da. La sfârșitul anului. Și noi, la un moment dat, tot guvernul a început să se cutremure, s-a dat indicații de către aceste servicii diversioniste și a fost răsturnat guvernul. Noi la Helsinki, când trebuia guvernul Sturza atunci a picat, exact. Ne amintim. Da. Dar haideți să mai vorbim pe înțelesul cetățenilor astăzi. Cine și ce acțiuni mai întreprind care s-ar include la această noțiune de război hibrid? Deci, ați spus, piața de desfacere, da, pentru mărfurile moldovenești. Da. Altceva? Deci, șantajul cu gazul? Da, indiscutabil, energia. Energia este una din, hai să zic eu, sau unul dintre instrumentele cele mai importante pe care Federația Rusă îl aplică în orice spațiu. Noi vedem că și în Europa, acum când a fost invazia în Ucraina, ei cu cele două conducte și așa mai departe, deci nu e o chestie întâmplătoare. De aceea, energia este un element cheie pentru dezvoltare și totodată este un element cheie pentru a șantaja, pentru a pune la, hai să zic eu, în conformitate cu condițiile tale o țară sau alta. Deci să nu ne facem iluzii, în Europa ei au penetrat foarte tare aceste rețele rusești. Mă refer la, în primul rând, la cele de influență. Și dacă o să ne uităm în Germania, acum nu avem atâta timp, dar v-aș da, de exemplu, 12 mari segmente economice care toate sunt legate de economia, de fapt de energia rusească. Și atunci Germania, care era privilegiată la costuri, mai ales la gaz, la energie, clar că ea s-a dezvoltat extraordinar de rapid, dar a creat un dezechilibru în cadrul Uniunii Europene. De aceea eu țin minte că eu am fost de mai multe ori la Bruxelles, la dezbateri din partea societății civile și am auzit exact același lucru pe care eu îl susțin și azi. Politici energetici unitare, adică nu politici energetici care dezbină, fiindcă atunci, vedeți cum, comratul. Aha, comratului noi îi dăm voie să vândă în Rusia. Dar cu ce ocazie tu vii și îmi spui cine are voie din statul meu, din societatea mea, din țara mea, să vândă sau nu? De aceea când fac listele astea, tot e parte din război hibrid. Când se face lista, noi, de exemplu, avem 10.000 de agenți economici, să zicem, importanți, și tu dai voie numai la 100 de agenți să duc să-și vândă. Clar că imediat ai creat dezechilibru și ai pus în condiții de discriminare pe unii și pe alții. Și este foarte vast acest război hibrid. Biserica și felul cum e folosită sau cum se lasă folosită biserica, da, în acest război hibrid. Mulțumesc, este un subiect la fel esențial pentru Republica Moldova, fiindcă noi am fost înșelați pe subiectul credinței.
În ce sens înșelați? Că noi ne-am trezit că această ortodoxie pe care o promovează Patriarhul Kiril, ea este un instrument imperial, dar nu este... Noi vrem să fim legați de Dumnezeu, nu de Imperiu. Noi vrem să fim legați de credința noastră strămoșească, dar să nu ne folosească pe noi în jocurile astea imperiale. De aceea, și asta a fost de altfel una din marele erori pe care le-au acceptat moldovenii. În primul rând, mă refer în moldoveni în secolul XIX, când ei au crezut că rușii o să intre aici, în cazul dat Rusia țaristă, o să intre aici și o să îi fugărească pe turci care erau de altă credință și o să vină și ortodoxia o să înflorească. Nu. Deci ei au venit, i-au fugărit pe turci, dar n-au mai vrut să plece și au introdus modelul lor. Sunt pagini foarte dureroase legate de modul cum s-au comportat, să zic eu, ortodoxii ruși în aici. Și a apărut un proverb, îl țin minte, l-am găsit și a rămas cu tremurat, încât cineva dincolo, din partea dreapta a Prutului, că ei nu erau permanent în circuitul ăsta cu ceea ce reprezenta armata rusească, și când le lua și ultima, hai să zic eu, că armata trebuie întreținută și lua ultima bucățică de pâine, a apărut proverbul că mai bine era cu păgânii turci decât cu creștinii ruși. Deci asta e chestie extraordinară ca lovitură pentru credință, fiindcă... Se mai auzea și vorbe de felul că, da, Imperiul Otoman, dar credința nu ne-au luat-o, da? Da, da, și nu s-au băgat. Știți că noi în relația cu turcii a fost, de fapt, o relație ei puțin cunoscută. Ei nu aveau dreptul să căsătorească cu fetele noastre. Ai noștri nu se amestecau cu dânsii, deci erau chestii de credință unde lucrurile erau separate. Singurul lucru care trebuia să-l facă moldoveni în perioada aceea e să plătească birul și, clar, de câte ori se întâmpla că se ieșea de sub ascultare sau nu se aduna birul necesar, ne trezeam cu câte un detașament de ăsta de represale care făcea mult rău Moldoviei, îndeosebi că era prima în acest areal dinspre est și mai ales dinspre tătare din Crimeea și multe alte chestii. Lucruri foarte interesante. Dar au fost ani când s-a vorbit că totuși un fel de tribuție duce și la Moscova, la Patriarhie, pentru că nu sunt independenți cei de aici, din Republica Moldova. 100%, dar cunosc lucrurile astea, mai ales din Parlament, că discutau, noi aveam și comisie, am în vedere de profil. Și se duce o sumă foarte mare. Iau un procent din tot ceea ce se adună aici în Republica Moldova, se dă la Patriarhia Moscovei. Asta nu e o noutate și ei continuă mai departe să întrețină, am în vedere, aceste rețele zise ortodoxe, dar dacă vă amintiți, Voronin a zis că Hristos este, adică Hristos este primul comunist, dacă citez din memorie, Dodon am văzut că era înconjurat de toată tagma asta, dacă niște fotografii foarte așa dureroase pentru noi, când noi așteptam de la preot să roage, nu pentru Dodon, dar să roage pentru Dumnezeu și sănătatea acestui popor. Dar cum va fi în continuare cu aceste două mitropolii? Pentru că numărul enoriașelor este în descreștere din moment ce Biroul Național de Statistică anunță că doar 2.600.000 de cetățeni astăzi sunt în Republica Moldova. S-ar putea totuși cele două mitropolii să discute și să ajungă la un numitor comun, că din două fac una? Asta ar fi varianta cea mai bună pentru populație. Încă populația de aici nu vrea să aibă două biserici. Ea vrea să ducă la un singur Dumnezeu. Și atunci ar trebui ca cei care se află de o parte și de alta în fruntea acestor mitropolii să asculte și să mai deschidă Biblia și să vadă că creștinismul de fapt înseamnă iubire, iubire de oameni, iubire de aproape, de aproapele tău. Și atunci ei ar trebui să iubească acest popor, nu să-l înșele și să-l ducă pe căi greșite. Dar ce face astăzi pe cei care slujesc în aceste două metropolii să rămână separați? Păi ei, unii sunt legați de metropolia
de Patriarhia Moscovei și de acolo vin indicații, cum să zic, foarte clare, care e rostul acestei mitropolii. Eu zic acest lucru fiindcă eu am fost, și nu vreau să-i pomenesc că a murit, am fost cu un deputat alăturea în primul parlament care avea biserica lui aici la Speia și eu eram speriat de... Alexandru Snegur se numește. Da, Dumnezeu, se numea Dumnezeu să-l ierte, da, el. Și el, eu îi spuneam de fiecare dată, nu vorbi cu ură față de credincioși. Credincioșii unii îți duc într-o parte, unii alta. Dar el îmi spunea, noi numai Moscovei ne supunem. Noi numai cu Moscova vom merge. Și eu îi spun, dar eu ca credincios nu am nevoie să mă supun decât bisericii mele. Și așa mai departe. Deci vă întrebam, un dialog între aceste două entități poate să existe care ar aduce la, cum să zic, la o coeziune? Eu cred că totdeauna spre asta o să meargă. Părerea mea, fiindcă eu am făcut demersul în 1992, sunt printre puținii deputați care am făcut demersul către Patriarhie ca să reactiveze Metropolia Basarabiei. Și atunci Teoctist, care era patriarh, deci a făcut o scrisoare către Patriarhul Rusiei. Este o scrisoare extraordinară unde este toată argumentarea și el îi spune că cu iubirii creștine noi trebuie să semănăm și să creăm așa cum a vrut Dumnezeu, că fiecare neam și are biserica lui. Și, din păcate, nu s-a dat curs acestui demers, dacă nu mă înșel, făcut prin 93 sau 94, de către Teotist. Și s-a mers pe formula antagonizării. Deci au intrat într-o dușmănie și, dacă vă amintiți, chiar Metropolia Basarabiei, tocmai prin 2001, dacă nu mă înșel, sau 2002, a fost, hai zic eu, legitimată într-un fel, dar e marginalizată și până azi. Ați spus și dumneavoastră ceva mai devreme, Kremlinul a elaborat un plan secret pentru a destabiliza situația din Republica Moldova încă în 1991. Cineva zicea că acest plan s-a actualizat cu fiecare lună ce trecea. A scris și CNN, făcând referire și la protestele din ultima perioadă din Republica Moldova, dar acolo se mai amintea și despre dosarul transnistrianetă. Credeți că și soluționarea problemei transnistriene poate... în anumite cazuri să fie trecută la război hibrid? Păi da, însă și separatismul este unul din... Să știți, războiul hibrid are trei elemente cheie. Unul este separatismul. Adică când vrei să intri într-o țară fără să se întâmple ceea ce azi în Ucraina, deci separ, rupe o bucată din țara aceea și îți creezi regimul tău, cum noi am pățit cu Tiraspolul. A doilea element după separatism vine neutralitatea în Constituție. Deci neutralitatea noastră din 1994 este băgată special în Constituție, ca și de altfel și în Ucraina, în Constituție, ca noi să nu avem nicio capacitate de a dezvolta armata noastră, de a ne apăra și dacă vin trei tancuri rusești, deci tu trebuie să capitulezi și asta e filozofia la neutralitate. Și a treilea element este federalizarea. Deci separatismul, neutralitatea și federalizarea, astea sunt elementele războiului hibrid care merge înainte cu mult de războiul militar care vine din spate. Și atunci dacă ei reușesc, de exemplu, pe astea trei dimensiuni, statul acela este paralizat, adică cum e paralizat? El nici nu moare, nici nu trăiește, populația aceea nici nu moare, nici nu trăiește, deci trăiește de azi pe mâine și ceea ce vedem noi cu regimul separatist de la Tiraspol, de fapt, acestea au fost nu numai gaura neagră a bugetului, dar și metastaza care s-a băgat adânc împreună cu celelalte zone care permanent ne dictează nou să nu fim stat unitar, mă refer în cazul dat la Comrat ca să fie limpede, și atunci toate elementele astea creează metastaza pentru organismul statal. Și el de atât e bolnav. De ce noi nu putem să acumulăm și așa mai departe la buget? De ce cetățeanul nostru e nemulțumit? De ce
tinerii noștri trebuie să gândească să iei mai repede valiza și să o șteargă din Republica Moldova. Și astea trei elemente trebuie să le înlăturăm. Separatismul, neutralitatea și federalizarea. Dar să rămânem un pic la dosarul transnistrean. Iată, chiar recent Marina Tauber, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a spus că autoritățile de la Chișinău ar avea ceva în gând ca după sărbătorile de Paște să forțeze soluționarea problemei transnistrene și asta ar însemna, în opinia deputatei Marina Tauber, că autoritățile vor să destabilizeze situația. Păi da, ei acum o să inventeze tot ceea ce nu-i posibil. Adică nu numai ce e posibil, dar și ceea ce nu-i posibil. Deci este un truc propagandistic ca să creeze haosul din Chișinău, să-l ducă și în alte regiuni ale Moldovei, inclusiv în Transnistria. Ei au nevoie acum la gât de undeva de o explozie de asta, de nemulțumire mare, iar Transnistria este o zonă pe care Chișinău nu o controlează și îți poate crea foarte multe surprize, cu atât mai mult că acolo totul e legat direct de Moscova și indicații vin de la Moscova. Dar chiar credeți că și acum totul e în legătură directă cu ceea ce ar dori Moscova în relația cu Tiraspolul, pentru că autoritățile încearcă să acrediteze ideea că trebuie încurajați liderii de acolo pe cale pașnică acum să se identifice o soluție durabilă pentru problema transnistreană și că existența acestui război de la hotarul moldo-ucrainean ar putea să aducă mai mult interes pe ambele maluri ale Nistrului ca să se vorbească despre o reglementare transnistreană. Eu sunt convins și cred că știu ce zic, că ceea ce se întâmplă azi în Chișinău cu aceste proteste, ele chiar dacă e făcut împrejurul Europei acest cerc, ele totdeauna sunt comandate de către Moscova, de către oligarhii de acolo. Chiar dacă noi spunem Șor, ei acum îi dau preferință lui Șor că el este, cum zic, cu mai mari posibilități în relațiile lui. De aceea, Moscova dirijează aceste, și s-a spus și din ceea ce deține și șeful statului ca informație, că aceste proteste sunt opera lor. Transnistria acum a nimerit într-o situație foarte delicată, fiindcă li s-a cerut, dacă vă amintiți, într-o anumită perioadă să mobilizeze tineri și să-i ducă la război. Acum, până la urmă, oricât de îndoctrinat ar fi, foarte puțin vor să ducă la război să moară în Donetsk sau Lugansk sau în altă parte. Și atunci 70% sau aproape 70% din economia Transnistriei care întrețin populația de acolo e legată de Uniunea Europeană. Ăștia fac business care întrețin regimul separatist. Ei sunt mari mafioți, mă refer la conducerea din separatistă din Transnistria. Și ei acum sunt între ciocan și nicovală. De o parte, Moscova poate să le dă indicații, niște provocări ca să poată să vină mai mult, hai să zic eu, să distragă atenția de la linia frontului de pe Nipru și să o aducă încoace să mai deschidă un front. Deci ei acum stau la jumătate de drum. Eu nu știu cum ar proceda ei dacă le-ar da indicații foarte duri, cred că ar încerca să spună carbata noastră nu-i capabilă, o să intre detașamentele ucrainene și o să facă prăpăt și de aceea ei acum încearcă să danseze. Dar ei nu au niciun interes ca să meargă pe o formulă de pașnică, de integrare a Republicii Moldova și lor să li se confere statutul, nu lor, dar în vedere celălalt care o să vină după dânșii, să li se confere un statut în cadrul Republicii Moldova, iar în rest ei trebuie să știe tot, și aici de la Moscova, și aici de la Tiraspol, și de la Berlin și din altă parte, că Transnistria este parte integrantă a Republicii Moldova.
Și toate încercările lor de a zice că trebuie să separăm acest teritoriu, sau mai sunt niște aventurieri aici pe la Chișinău care zic că noi trebuie să renunțăm definitiv la Transnistria și atunci se deschide raiul în Republica Moldova. Deci astea nu trag la cântar. Noi o să reîntoarcem Transnistria. Transnistria o să fie parte a Republicii Moldova, iar Republica Moldova va fi parte a Uniunii Europene. Domn Breniță, și totuși vreau să revin la interesul pe care îl are Federația Rusă în această zonă, în regiune, în jurul Mării Negre, implicit în regiunea transnistriană și în relația cu Republica Moldova. Probabil și cei de la Tiraspol încearcă să analizeze la rece situația, pentru că nu doar geopolitica e în joc. Sunt și probleme ecologice care trebuie să fie rezolvate și mă gândesc că mai puțin îi pasă Rusiei de cum se soluționează problemele ecologice pe Nistru, la Nistru. Sunt probleme de alt ordin care trebuie să fie rezolvate și chiar de fiecare dată să fie dominantă părerea Rusiei cum trebuie să se dezvolte regiunea transnistriană și pe ansamblu Republica Moldova integrată? Deci este foarte complicat, fiindcă elementele chei de la Tiraspol sunt ostași. Adică, în fond, el e într-un serviciu. Vă amintiți că eu știu personal pe Smirnov. Smirnov era colonel a KGB-ului în perioada aceea. Acum sunt colonel a FSB-ului sau ce grade au ei la Tiraspol, nu cunosc acum. Dar evident că ei sunt legați de un serviciu rusesc. Acum nu, populația e cu totul altceva. Deci în cazul când această bubă va fi înlăturată, cred că lucrurile se vor lămuri. Ei acum, singurul lucru, așa, asta e părerea mea, e cum să-și salveze propria lor piele, propria lor libertate și zecile de milioane de dolari pe care ei le-au jefuit în Transnistria. Iar mai departe, amintiți-vă de cazul cu Agearia, când a venit Saakashvili. Agearia tot era ca și Abhazia, atunci băgată în separatismul ăsta. Și în 3 zile au fugit conducerea Agearei și ea a devenit parte integrantă a Georgiei. Așa se va întâmpla și cu Transnistria. Cât timp va trece ca să se întâmple acest lucru? Cu cât noi ne vom integra mai puternic în Uniunea Europeană, cu atât mai mult va depinde întreaga economie a Transnistriei de piața românească, de piața Uniunii Europene și atunci, în caz dacă ei o să încerce să pună piciorul în prag, ei își pierd piața, fiindcă ei nu mai au piață în Rusia, chiar în momentul de față ei nu mai au. Cât au? Nu cunosc cifrele, dar cred că un 20% dacă au în ansamblu. Da, dar ei depind în totalitate de gazul rusesc. Și da, și toată producția lor așa numită ieftină, care e un fel de dumping, în realitate, adică ei creează discriminări regionale cu producția lor ieftină, este legat că Rusia le dă gratis sau aproape gratis acest gaz pe care îl utilizează, de exemplu, la uzina metalurgică și la cea de la Cuciurgan pentru producerea energiei. Iar noi dacă o să facem o analiză în cerc, adică în cerc, noi o să vedem că noi suportăm aceste foarte mari cheltuieli, mă refer la malul drept a Nistrului, fiindcă aici e piața pentru dânsi, prima piață, am vedere pentru energie electrică și pentru alte chestiuni pe care ei trebuie, cum zic, să le vândă și să-și adune un bănuț pentru populația. Vă întreb pe dumneavoastră ca ecolog, totuși, ce înțelegeți dumneavoastră din ceea ce se întâmplă în relația energetică dintre malul drept și malul stâng? Pentru că se condiționează prelungirea contactului cu Omgres în funcție de prelungirea permisiunii de a activa uzina de la Râbnița. Părerea mea, eu am făcut declarație deodată când s-au început negocierile. Eu așa știu că dacă începi să negociezi un lucru care este sfânt pentru o țară, deci tu duci toate lucrurile de râpă. Noi trebuie să înțelegem că și balticii,
Și nu numai Baltice, au trecut printr-o fază când nu au avut nici energie electrică, nu au avut nici gaz, dar ei au pus preț în libertate. De aceea, faptul că noi azi cedăm și lăsați polueze uzina metalurgică cât ar fi, dar eu îți plătesc un leu mai puțin la electricitate, deci este o eroare pe care a comis-o și Uniunea Sovietică când a mers pe formula că întâi rezolvăm problemele economice și pe urmă rezolvăm cele de mediu. Și unde au distrus mediul și au câștigat o rublă, ei trebuiau să bage 100 de ruble ca să repare greșelile. Așa și aici. Deci nu trebuie condiționat. Transnistria trebuie să se conformeze legislației de mediu a Republicii Moldova. Ce am reținut eu inclusiv de la oficialii Republicii Moldova, că nu e atât de gravă poluarea de la uzina metalurgică cum e mai complicată problema deșeurilor pe care, cu care poluează fabrica de ciment, uzina de ciment. Nu, de acolo. Vedeți care e problema. Dar dumneavoastră, măcar odată ați mers la aceste entități de acolo? Eu am fost la partea noastră, am fost dincolo când încă era Uniunea Sovietică, am fost de câteva ori. Asta a fost ori. De mult. Eu da. La uzina metalurgică nu ți dă drumul abia acum când i-o strâns o leacă la perete, au început să mai dăie drumul la câte un inspector de mediu. Dar în ansamblu e o zonă total închisă. Eu am fost și la termocentrala la Cuciurgan, dar nu în perioada asta, fiindcă nu ai șansă să intri, să vezi ce e pe interior, cum nu poți intra nici la depozitul de muniții de la Cobasna. Noi nu cunoaștem ce materie primă este pusă la topire. Deci noi nu cunoaștem dacă acest metal, de exemplu, nu are o radiație mai înaltă. Ministra Mediului a zis că totuși uzina de la Râmnița se conformează tuturor rigorilor. Problema e mult mai mare cu uzina de ciment. Posibil. Eu vreau să văd la uzina metalurgică un laborator de mediu cu toți factorii, adică așa cum am văzut și în Europa, unde totul e computerizat și îți arată din orice parte a țării, unde ești tu la Brăceni. Deci se măsoară gradul de poluare. Deci tu vezi ce este pus, că nu poți clarifica cât e de poluat când nu știi ce materie primă este arsă. Și liniile tehnologice, eu nu cred în povestea asta, că liniile tehnologice din uzina metalurgică sunt din anii 70. Este o linie total depășită din punct de vedere ecologic. Ea chiar dacă produce, ea trebuie să treacă la o linie tehnologică non-poluantă sau măcar cu un grad foarte mic. Iar că uzina de ciment de la unde am fost și am fost de mai multe ori la Farș, în cazul dat, ei totuși, se tem de Chișinău, ca să zic așa, au băgat filtre de câteva zeci de milioane de lei pentru ca să nu polueze, dar poluează. Și așa, cu filtre și așa mai departe, este un factor poluant. Și cei care locuiesc în bazinul râulețului Ciorna, cum e Mateuț, Păpăuț și tot până la Șoldănești, este o zonă unde oamenii ar spune cel mai exact când se trezesc dimineață și lasă rufele pe sârmă să vadă ce se așează pe acele rufe. Ce strat de poluare. Dar ce cunoașteți dumneavoastră despre soarta centralei de la Dubăsari? Vă referiți la asta electrică? Da. Păi ea are o capacitate pur simbolică. Simbolică, dar nu e de neglijat. Cel puțin ceea ce îmi spuneau specialiștii, că dacă am folosit toată energia de la Dubăsari să iluminăm noaptea Chișinău, nu îi ajunge. Adică capacitatea e redusă, dar eu cred că acolo problema nu e legată de energie și noi nu putem miza pe energia nici de la Dubăsari, nici pe energia de la Stânca Costești. Deocamdată au capacități foarte modeste. Noi avem o singură, cred că, variantă reală, să intrăm în sistemul integrat european care vine prin România și care o să scoată de pe agendă această problemă legată de curent electric. Eu vă spun, în România știu foarte bine
Deci este exces de energie electrică. Da, dar se zice că și ceea ce vine din România tot nu poate ocoli regiunea Transnistria. Tot trece prin Cuciurgan, da. Adică fiindcă e construită, linia vine de la Tulcea, merge prin zona Tarutino și se ridică în da. Dar un proiect energetic bun ar însemna trei direcții. Una de la Suceava până la Soroca, deci legătura directă. A doilea ar trebui să vină pe centru de la Iași încoace spre Chișinău și a treia trebuie să cuprindă exact Galați, tot ceea ce înseamnă Sudul și să închide subiectul ăsta de șantaj energetic. Și atunci dosarul energetic ar putea să contribuie și mai mult la reunificarea celor două maluri ale Nistrului? Indiscutabil. Din cât am cercetat și am văzut în tot spațiul sovietic, aceste găuri negre sunt făcute de mafie pentru a putea scoate de acolo miliarde fără a contabiliza. Eu am rămas uimit când am citit pe Novodvorskaya, care a fost ucisă, și am rămas uimit că ea zice că de fapt războiul cecen nu era vorba atât de independență, cât trebuia să treacă la pierderi o sumedenie de lucruri care au fost furate din armată, că după 90 au început să vândă, totuși se putea vinde din armată. Și atunci un război de ăsta îți deschide posibilitatea să treci la pierderi miliarde și miliarde. Așa și enclavele astea, găurile negre. Ei au creat Transnistria, Abhazia și așa mai departe Crimea, ca să poată să aibă business-ul negru, mafiot oligarhic, unde să spiele acest bănărit care a intrat pe conturile lor și nu au proveniență, în esență. Dacă ieși în scuturi, nu găsești. Eu cred că foarte mulți fripturiști de la Chișinău și inclusiv din sistemul judecătoresc, eu cred că sunt legați anume de modelul ăsta care i-a făcut milionari. Că mulți dintre înșii de ce să tem și să revoltă, am în vedere inclusiv judecătorii, pentru că ei nu pot justifica aceste bogății uriașe cu salariul pe care l-au avut. Iar Transnistria, când o să înceapă să scuture mai tare Republica Moldova, foarte multe firii de la Chișinău duc spre Transnistria. Și nu numai. Bună constatare. Înainte de a veni la emisiune, am citit o informație de peste Prut și vreau să o comentați dumneavoastră. 47% dintre cetățenii României consideră că în cazul unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova, țara lor nu ar trebui să sprijine militar Republica Moldova. Iar aproape 39% apreciază că ar trebui acordat acest sprijin, arată un sondaj realizat de Avangarde la comanda g4media.ro. 10% dintre respondenți nu pot aprecia, iar 4% nu au răspuns la această întrebare. Despre ce vorbesc rezultatele acestui sondaj? Vorbesc că lumea se teme de orice război. Adică nu-i vorba numai de Republica Moldova. Eu recunosc că m-a prins acest conflict sau agresiunea rusească în România și cei care știau că sunt din Basarabia mă întrebau dacă rușii ajung și în România. De unii eu pot să știu dacă ajung sau nu, dar era o spaimă uriașă de tot ceea ce a însemnat în februarie atacul asupra Ucrainei, că nimeni nu știa dacă Ucraina rezistă, că dacă cade, intră în Chișinău, de la Chișinău nu știu dacă trec Prutul sau nu trec. Și de aceea aceste cifre sunt și un barometru a spaimelor pe care le au românii de-a lungul timpului față de ce a însemnat Uniunea Sovietică, ce a însemnat Rusia țaristă, acum Rusia putinistă, și de asta i-am auzit pe mulți de asta și zic să tem de război, au spaimă și la fel, din păcate, trebuie să recunosc că în țară, adică în România, există o foarte puternică rețea propagandistică și pot numi nume concrete și televiziuni concrete care se ocupă cu această băgare de spaimă în populație și arată că rușii mai nu se duc cu flori pe la Lugansk și pe la Herson și Donetsk și toate chestiile astea
extraordinar de periculoase, fiindcă eu mă uit cât de rapid Europa se curăță de, hai să zic eu, de toate rețelele care întrețineau acest business murdar și această. România, la fel, trebuie să înțeleagă că dacă menții propaganda rusă în spațiul tău, populația, până la urmă, e modelată și e făcută după aceste mesaje, narrative pe care le are Federația Rusă în România. Pe urmă, ceea ce am observat eu, că, de exemplu, moldovenii sau foștii moldoveni sovietici se tem mai puțin de ruși decât se tem românii din România. Au imunitate mai mare. Au imunitate mai mare și ei când se gândesc să lupte cu Federația Rusă, e cam ea groaza. Dar aici va lupta, hai să zic eu, din ceea ce au spus și Iohannis și din ceea ce au spus și alți factori decizii regionale. Problema este că Republica Moldova nu va fi lăsată singură și nu va fi o mobilizare generală, dar așa cred eu, deci cei care sunt specializați pe războiul cibernetic, cei care sunt specializați pe diversiuni, pe tot ceea ce poate face, de exemplu, o structură de asta periculoasă, diversionistă, ei ar putea neutraliza, fiindcă au forță, au capacități și ei sunt legați direct de NATO. Adică noi, de exemplu, ducem lipsă totală de specialiști, experți legați de războiul hibrid. Europa începe să-i aibă, America îi are. Și noi cred că într-un viitor foarte apropiat o să creăm un spațiu comun Republica Moldova-România pe partea de securitate. Fiindcă noi, ceea ce ne lipsește azi cu adevărat, dincolo de corupție, care evident e o problemă mare. Dar dacă tu nu ai asigurată securitatea, îți cade o rachetă în nu știu unde, în Chișinău, totul s-a dus de râpă, adică s-a făcut praf. De aceea problema numărul unu a noastră este securitatea națională. Și în momentul când noi o să ne putem garanta această securitate, iar noi singuri nu o putem, ca să fie limpede, deci noi trebuie să convingem această populație care a fost otrăvită decenii în șir, că NATO este structura, instituția care garantează. Pentru că dacă Ucraina reușea în 2008 la București, atunci să intre candidat în NATO, ea nu trecea prin aceste nenorociri, prin aceste tragedii. Dar lucrurile așa, eu închei, adică la acest subiect, că în 2009 eu am fost chemat la Kiev, adică invitat la Kiev la o întrunire făcută de președintele Iușcencu, exact problema NATO și Ucraina. Ei aveau nevoie de noi ca să-i susținem pe ideea asta și toți au spus că dacă noi nu intrăm repede în NATO, asta era 2009, deci noi vom fi invadați. Uitați-vă, 2009, 2014, pierdută Crimea și 2022, masacru, nenorocire. Domnule Riță, am citat dintr-un sondaj care a fost făcut la București, dar trebuie să citesc și dintr-un sondaj care a fost făcut în Republica Moldova și ce arăta că fiecare a treia persoană ar fi de acord ca să se unească Republica Moldova cu România, dar despre ce vorbesc rezultatele acestui sondaj din moment ce cetățeanul, chiar dacă a fost reconstruită o școală în localitatea lui, nu știe că e și contribuția omului, cetățeanului român. Dacă în bibliotecă fondul de carte s-a îmbogățit, nu cunoaște că au venit cărți și de peste Prut. Dacă s-a rudit sau primăriile s-au înfrățit localitățile, iarăși mai puțin cunoaște. Nu se bat cap în cap rezultatele sondajului și percepția cetățeanului? E o problemă extraordinar de importantă, fiindcă noi, și o spun cu durere într-un fel, că noi nu avem o școală foarte puternică de sociologie care să poată permanent să furnizeze starea de spirit a societății noastre cu un șir de probleme. Cred că noi avem o parte foarte încrâncenată, nu pot să spun procentul, că nu-l cunosc, dar foarte încrâncenată împotriva României. Eu mă uit pe rețelele de socializare, uneori văd niște mesaje, pur și simplu plesnesc de rușine că există asemenea oameni și scriu asemenea lucruri urâte. Dar, de altă parte, eu văd
o altă lume, o altă generație care ei sunt foarte atașați de România și ei nu prea înțeleg de ce trebuie să stăi la frontiera pe Prut, ori întregi. Acum s-a vorbit și probabil se vor face pași pentru a fi efectuat un control cu unic. Contribuția da. Ambelor părți. Și atunci eu îi văd noi care am fost din generația, hai zic eu, mișcării de renaștere națională, de eliberare, deci clar că noi vrem indiscutabil această reîntregire, fiindcă noi o înțelegem de ce vrem și primul lucru e că dacă cumva întârzi, dacă se reface imperiul, noi suntem iar înghițiți de acest imperiu. În cadrul României situația e puțin diferită, mai ales că România e NATO. Dar populația care este foarte otrăvită și foarte pus într-un fel împotriva României, ea trebuie pus într-un circuit informațional și trebuie de educat în măsura în care să înțeleagă că ei tot sunt beneficiarii marilor ajutoare pe care le dă. Dar este un minus și aici l-ai menționat foarte exact că aceste proiecte mari românești, Uniunea Europeană, Statele Unite, nu sunt suficient de mediatizate și nu ajung la populație, că asta e contribuția Statelor Unite, a României, a Uniunii Europene sau alte țări. Și atunci omul trebuie să știe că în sat la dânsul, dacă a fost reparată grădinița, este lucru l-au plătit românii chestia asta. Dacă ți-au reparat drumul până la Soroca, l-au plătit americanii, adică care sunt tot ca și noi cetățeni care muncesc și dau banii ăștia. De aceea aici cred că trebuie de avut două direcții. De o parte o comunicare a conducerii Republicii Moldova cu populația pe tot ceea ce înseamnă aceste ajutoare. De altă parte, chiar acei care administrează proiecte trebuie să pună ca o componentă clară vizualizarea acestor proiecte și înțelegerea de către populații că aceste ajutoare sunt românești, americane sau din Uniunea Europeană. Punem punct aici, vă mai așteptăm și cu alte ocazii, tot aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, cei care au urmărit această ediție a punctelor de reflecție. Le amintim că astăzi am discutat cu domnul Alec Oreniță, deputat în două legislaturi ale Parlamentului, semnatar al declarației de independență, acum mai mult preocupat de problemele ecologice, așa că vă lansăm invitația să veniți cu o altă ocazie să discutăm despre problemele ecologie, pentru că sunt multe și ar trebui să ne pese și să nu fim indiferenți. Vă mulțumim pentru atenție, toate bune, pe curând! Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație!